In absenția lucii, tenebre vin cunt. Așa că încercăm să facem cât de cât lumină, după umilele noastre puteri. Poate, poate reușim să mai alungăm tenebrele. Nu ne descurcăm prea bine la dansuri cu mascați pentru alungarea spiritelor rele. Așa că explorăm cât putem și noi, la ce ne mai pricepem, la ce amenințări se mai văd, ce schimbări se mai văd, pentru că ar trebui, zic eu, să fie evident că ne aflăm în mijlocul unor schimbări majore și care e destul de puțin probabil să fie line. Discutăm din nou cu invitatul nostru permanent, domnul profesor Alexandru Iacob. Bine ați venit, domnul profesor! Bine v-am regăsit! Ce vă îngrijorează? Mă îngrijorează, nu mă îngrijorează în momentul ăsta mare lucru în afara celor curente. Mă gândeam ușor amuzat că am niște cunoscuți care îmi spun că am devenit invitat permanent și să amuz ei cumva de postura asta a mea prin care am trecut și mă îngrijorează multe. De la nivel global, situația internațională, zic eu că e îngrijorătoare, recesiunea în care nu-mi dau seama dacă am intrat, intrăm, e clar că ne îndreptăm spre vremuri tulburi din punct de vedere economic, inclusiv plan național, cu deficitele, cu bugetul, cu joaca de bugete, perioada în care se coace bugetul pe anul viitor și se discută buget și eventuale promisiuni. Vine an electoral, anul electoral vine totdeauna cu promisiuni, cum să le zic, îndrăznețe, îmi caut cuvintele. Bine, iarna, războaie care nu dau semne că s-ar potoli. Cam astea ar fi îngrijorările la ordinea zilei. Mai putem adăuga straturi de îngrijorare din zona tehnologică, climatică, energetică, dar, bineînțeles, suntem aici primii care se îngrijorează de asta și de aici putem vedea niște schimbări destul de mărișoare care se întâmplă pe scena lunii. Cred lunii că, în sensul că... Da, spuneți. Lucruri care cândva ar fi fost anatema, imposibil de vorbit, acum au ajuns pe toate ecranele. S-au activat, s-au reactivat niște... Au devenit brusc acceptabile. Lucruri care cândva erau obligatorii au devenit brusc mai puțin presante, pentru că pur și simplu sunt nerealizabile. Putem vedea asta în domeniul climatic, pentru că este o temă mult pisată, poate mai puțin la noi, foarte mult în zona occidentală, cu scandalul de la reuniunea COP28, care are loc în Emiratele Arabe, în care... Tonul a fost muiat referitor la... Nu știu, părerea mea că a fost întărit. Deci până acum, depinde care toate cupurile și acordurile și Parisul și tot felul de chestiuni erau, până acum au fost așa, niște, un fel de teatru kabuki. Mișcăm unii niște păpuși, se văd păpușarii, dar toată lumea se face că nu se văd păpușarii și aplaudă ce frumos este mișcată păpușa. Și acum șocul, se spun lucrurile pe nume. Da, înseamnă că ne referam la chestiuni diferite cu tonul, înmuierea sau intensificarea tonului, mă gândeam la altceva. Da, revin la, pentru că de timp am mai procesat, să zicem așa, ce mă îngrijorează. Evenimentele în sine, luate disparat, au mai fost în istorie, oarecum, poate la magnitudini diferite, par să fie mai multe simultane. Da, se convergă, să apară o convergență. Ne ducem către o convergență. E adevărat că s-ar putea să apară și factori de tip lebădă neagră care să contrabalanceze și să mai iei niște supape, să spunem, da, care să degaje... Lebede negre pot fi și într-un sens foarte negativ. Pot să apară, da, lebede negre să dărâme tot. În sensul în care reprezintă talebul, sunt neutre. Orice chestie care poate produce exact impact major și nu e previzibil, nu e predictibil. Cele plăcute probabil că nici măcar nu le observăm. Dar lumea, dacă aude lebede negre, se gândește automat la ceva negativ. Pot fi și pozitiv. E normal. Suntem atenți mai mult la amenințări decât la lucrurile bune. Un exemplu de supapă care ar putea să vină, situația economică din China.
China nu este într-o situație roz, se pare că... Dar e cineva într-o situație roz? Nu, dar China era văzută ca făt frumos, care crește cu procente multe, PIB-ul, și acum, de vreun an, jumate, doi, cu tot cu pandemie, s-a întors la 180 de grade. Și nu, China, au care era... creștere. Au dat mică. Și au probleme structurale mari, bancare, sectorul imobiliar, datorii mari, sunt niște probleme acolo mai profunde. Dar asta pot să spun despre multe parte de lume. De acord. Mai ales despre noi. Da, China e un pivot, e un pilon important în economia globală. Exact. Și atunci dacă China va avea aceste probleme, efectul reverberația se va duce la toată lumea. Dar s-ar putea să și liniștească niște spirite mai încinse care sperau să schimbe direcția. S-ar putea întâmpla unele lucruri să nu fie menținute. Adică hai să fim convinți că nu știu ce. Deși am văzut și opinia că China, neavând soluții prea grozave să se revigoreze economic, s-ar putea să dea tonul la tărăboi în Taiwan. Trebuie să... Nu știm. China are în continuare totuși niște pârghii foarte eficiente de controlat, să spunem, direcția mașinii. Având sistemul autoritar, chiar dacă este cu mânuși, el continuă să existe. Și când e nevoie, poți să întoarcă lucrurile foarte repede. Putem observa, de exemplu, ce ușor a dispărut unul cel mai bogați oameni din lume, probabil, patronul Alibaba, care a dispărut subit și a ajuns să vedea niște cursuri la un liceu de oră în Japonia, niște chestiuni. Deci ceva care nu seamănă neapărat cu ideea noastră de libertate, democrație, mare funcționare normală, capitalism. Deci, da. Poate sugera că ei au niște posibilități de a regla. O altă chestiune... Dar nu înseamnă că ei pot trece ca vodă pe un lob de prin legile economiei. Mă refer la factul inatural. Până la un punct. Adică poți să tipărești bani și să închizi, să astupi găurile dintr-o barcă decât până la un moment, când găurile sunt prea multe sau banii aia produc alt efect. Ocupă ce astupi tu, ocupă barca aia și mai e ca pasageri în barcă. Da. China are o mulțime de pârghii prin care să gestioneze, inclusiv modul care se tipărește banii. De exemplu, ei nu au plasă de protecție socială. Vom vedea. În perioada următoare. Au niște pârghii considerabile. Lunile, anii următoare, să vedem ce se întâmplă acolo, dacă ei reușesc să le pună în funcțiune. Mai interesant ar fi poate să ne uităm ce și cum fac, pentru că s-ar putea întâmpla să descoperim că niște lucruri le cam nimeresc din punctul de vedere. Păi haideți să vedem cum au funcționat ei în pandemie. Ce au făcut și cum s-a încheiat pandemia aproape brusc la ei, din ce motiv. Pârghiile alea n-au fost puse în aplicare sau nu s-a putut? Da, ei au abordat-o foarte dur. În momentul în care au descoperit că ceva nu e în regulă, au blocat tot. Orașe întregi. Exact, orașe întregi. Cartier chiar dacă întregi. Era afectată economia, poate nu le-a păsat, poate că observând că, de fapt, economia poate o lua prea repede. Și totuși s-a încheiat la un moment dat. Ei produceau mult pe datorie pentru restul lumii. Și poate la un moment dat s-au gândit de ce să produce restul lumii. Și intern, am văzut recent ieri o cifră că ar fi 100 de milioane de apartamente neterminate. Întregi orașe goale. Dar nu s-au gândit de Partidul Comunist, așa s-a vrut să facă chestii... Nu direct. Nici măcar indirect. Sunt investiții, de fapt, acelea, pentru că China are probabil una din cele mai puternice clase de mijloc mondiale. Enorm de mulți oameni foarte bogați. N-aș spune foarte, dar foarte, avuți. Chiar foarte avuți. Bogați. De toate ramurile, dar sunt zone care se câștigă incomparabil mai bine decât la noi, nici nu e problema, dar chiar bine comparabil față de Statele Unite. Și mulți au făcut, au cumpărat apartamente ca investiții. Bun, dar s-a gripat mecanismul ăsta al investițiilor în apartamente, dovadă că sunt multe milioane goale. Niște companii mari ceva s-a gripat acolo. Exact. Și nu e o problemă neapărat structurală majoră, pentru că umplutul lor chiar nu e o problemă. Chinești sunt foarte mulți. Și probabil că destui nu stau în situația cea mai bună. Adică dacă chiar e nevoie să umpli cu cineva, ar fi naționalizate și folosite în fost de locuri sociale. Am spus că la chinești nu au proprietatea spatei terenului, dacă nu mai știu repetare, ci este doar concesionat pe 100 de ani.
Deci, poți să dai, oricum trecem proprietatea statului, dacă blocul acela ai făcut destul de bine că să țină atât de mult, la un moment dat nu trebuie nici măcar naționaliza. E, mai e mult până trec sute, sute nu, de sunt, sunt soluții, adică ei au pârghii prin care pot găsi formule în care dacă asta e o problemă, că stau apartamentele acelea goale, adică ei la un moment dat au și încurajat foarte mult dezvoltarea în toate direcțiile posibile și ca să-și mențină, să-și crească Da, problema asta a dus la probleme financiare ale firmelor de imobiliare, care în cascadă au dus la probleme financiare ale sectorului bancar care finanța treaba asta. Da, dar care chinezii reușesc să le reașeze ușor. Pentru că au pârghii care în alte părți, mă rog, am renunțat la ele zicând că nu mai sunt necesare. Pe undeva. Vom vedea dacă le pot folosi. În sensul că ei nu au aplicat acea idee a distrugerii creative. Dacă ceva, piața zice că nu e bun, distrugem pentru că facem altceva. Ei încearcă să preia ce se poate din orice valoare să o transfere în altă parte. Adică chiar dacă barca e găurită, chiar dacă e proprietatea privată a lui X, în momentul în care X nu mai merge, nu știu ce, în altă parte zice, domnule, dărâmăm blocul. La chinezi ar putea să vină cineva să spună, revenim la pandemie. Deci au controlat-o foarte strict. Cum s-a încheiat pandemia în China? Știm foarte bine, au evoluat și cum era prevăzut de la bun început. Virusul tot evoluează și a evoluat într-o formă care este puțin agresivă. În mod oficial, pandemia a fost oprită prin hotărârea guvernului chinez, a conducerii chinez, a leadership-ului chinez. A fost limitat. Politic, a fost o decizie politică. Au fost decizii politice, numai la ei și în vest, luate pentru a limita pagubele, pentru că îngrijorarea, când a venit probabil săritul peste cal cu lockdown-urile, a provenit dintr-o prea mare entuziasm inițial. Țineți minte că nu a apărut, inițial și chinezii au încercat să pună bătăia pe țambal, că nu e nicio problemă, o reflex, hai să spunem, de înțeles a regimurilor de genul ăla, dar apar în toate regimurile, fiindcă veni vorba, diferă cine pune bătăia pe țambal, adică dacă pune poliția, alta dacă pune și presa, că nu-i place, că nu dă bine. Dar într-un fel sau altul există limitări ale răspândirii informațiilor. În momentul în care chinezii au constatat că într-adevăr e ceva îngrijorător care diferea mult de ce era de așteptat și că totuși se moare mai mult decât era de așteptat, au acționat dur, blocând cât au putut de mult, cel puțin până să lămuresc ce se întâmplă. Și ține minte atunci, Vestul, Europa, în primul rând, râdea cu hohote, ha-ha-ha, uite la ticăloșul ăștia, se vede ce rău e Partidul Comunist, uite ce poate face. Noi mergem la schi, noi facem, nu urcăm nimic. Și am plătit cu șocul european. Niște măsuri mult mai ușoare luate atunci, niște întreruperi de zboruri pe aici, pe acolo, poate că ar fi atenuat destul de mult acel joc inițial, că nu era deloc nevoie să mergem neapărat la schi, la Aspen, în condiții în care se întâmpla ceva ciudat. Pentru că... E bine, aici atitudinea politicianului care încearcă să nu-și alieneze electoratul, să deranjeze. Da. În general, asta e problemă mai mare, fiindcă veni vorba politicienilor vestici. Nu se mai ocupă de politică. Are loc o fugă de politică. De responsabilitate, de curaj, nu? De decizia politică. Pentru că e, să zicem, un efect secundar omniprezenței ideii de ordine bazată pe reguli. Dacă e bazată pe reguli, fac cineva, niște tehnocrați se ocupă și fac regulile, deci noi nu avem de făcut mai lucru, ba chiar nici avem voie să facem mare lucru, pentru că riscăm să deranjăm o regulă sau altă. Și în felul ăsta, pur și simplu, chiar nu mai contează cine este ales, de fapt. Pentru că nici măcar nu mai au pârghii să schimbe mare lucru. Morișcă, malaxor, exact. care funcționează într-un mecanism. Și chiar le convine pentru că în felul ăsta își minimizează riscul. Adică nu se mai întâmplă nimic pentru că au decis ei, totul se întâmplă pentru că așa spunea o normă sau alta, așa spunea o anumită procedură și e o poziție foarte comodă pentru politicieni, pentru că în felul ăsta ei obțin beneficiile aferente postului și acordate în virtutea riscurilor pe care ar trebui să se le asume, practic fără risc. Adică singurul risc rămâne, nu se mai alege. E un risc, dar nu major. Adică mult mai mic decât... Carieră depinde, dacă e definitiv. Dați-mi voi să mă întorc la încheierea pandemiei în China. Înainte de a se lua decizia politică de încheiere a declarare
declarat, să fie declarat încheiat pandemia, au fost niște revolte în China. Dar revolte în China au loc tot timpul, nu le știm noi. Deci în China, tradițional, adică de mulți ani de zile, le știm. Sunt revolte. Le știm s-ar putea să fie mai mari, să fi fost mai mari, nu știm. Erau revolte la câteva zile. Deci de câte ani de zile, China nu e deloc, chinezii nu sunt deloc oamenii care s-au liniștit acolo. Au revolte dese. Și aveau revolte dese, de mult timp cu tot Partidul Comunist și tot restul, aplanate într-un fel sau altul. Unele mai dur, altele mai puțin dur, depinde de la casa la casă. Dar pentru presa occidentală nu prezenta o chestiune de interes, să spune să le caute. De asta spun, poate astea au fost mai mari, mai ample și atunci partidul e posibil să fie dat înapoi, văzând aceste revolte, ca să nu ajungă la ceva mai periculos. Deci vreau să spun că decizia asta e posibil să fi fost... să-și fie atins maximul pârghiilor pe care le pot fi folosit. Ați spus că au aceste pârghii care sunt mai eficient. Sau poate pur și simplu nu mai are nevoie, cum spuneam. Deci odată sau, cu, da, de acord, odată cu de apariția variantelor... Dar e și ipoteza asta, că au niște limite și pârghiile alea lor, oricât de formidabile. Da, sigur, dar limitele lor sunt destul de largi. Mai largi ca ale noastre, să pentru zicem. Pentru că când apasă pe pedală, pedala aceea cuplează, nu se rupe așa de repede sistemul de transmisie. Și... Mai vedem un fenomen care se întâmplă recent în eșafodajul, în leadership-ul chinez, în ultimele luni, pare să fi început o eporare mai vioaie, ca să folosesc un termen blând. Da, am impresia că și în leadership-ul european se poate văzut asta. Am văzut că și la noi se mai dă cu DNA-ul, oameni care doar au respectat regulile europene. Bine, și la americani l-au scos din Senat, cred că pe Santos, George Santos, că nu știu ce, dar din varii motive și totuși pe baza unor proceduri. Cred că ce se întâmplă în China e pe baza voinței unei singure persoane care zice X cu Y că nu mai posibil, fac treabă. Posibil, nu știu. Deci, într-adevăr, e o schimbare la chinezi. Sunt niște fenomene acolo, niște indicii în China și de asta spun, s-ar putea o frânare a Chinei, pe considerente economice sau altele, să funcționeze și ca o supapă de calmare a dorinței unora de a interveni brutal în ordinea mondială. Nu știm cum va funcționa, nu știm dacă va funcționa sub apa asta. Niște schimbări în ordinea mondială sunt clar în curs și nu de azi de ieri și nu secrete. China a început de ceva vreme partea aceea cu inițiativa Belt and Road, prin care se cupleze cu Europa și Africa în primul rând, dar cu toate satele lumii. E o formă de export de influență economică și financiară. Ceea ce nu e nicio noutate. Noutatea, să zicem, și poate chiar ar trebui să fie îngrijorarea, este săritul peste Occident ca intermediar. Pentru că asta e, mă rog, ideea pe care a fost probabil clădită mare parte din structura europeană a fost că cumva noi reușim să facem regulile și standardele culturale prin greutatea pe care o avem în urma unei istorii. Și să ocupă altcineva de lucruri. Am avut un soi de pionierat, mai ales Uniunea Europeană, în privința asta și acum cred că la ordinea zilei este legislația referitoare la reglementarea inteligenței artificiale. Da. Se pare că s-a ajuns la un fel de acord și urmează să... Unii fac și alții reglementează, cum s-ar spune. Da, da. Unii fac și iau viteză. Da. Noi punem frână, dar nu reușim să punem frână la ei acasă, că nu vom reglementa în Statele Unite și în China. Exact, aici e problema. E posibil să... ca noi să fi clădit în Uniunea Europeană un uriaș cu picioare de lut bazat pe niște lucruri care nu mai țin. Și e un lucru periculos pentru că noi avem nevoie să fim Uniunea Europeană. Standardele de competiție internaționale sunt mult prea ridicate ca să poată face față chiar un stat major, cum e Germania. Noi nu prea avem mari șanse să ne descurcăm grozav în luptă așa directă, parte în parte, pe scena mondială. Dacă nu reușim să ne lipim măcar de cineva. Vorbim de lupta comercială, tehnologică, nu de o luptă directă. S-ar putea să nu se știe. Pentru dacă că... e vorba de o luptă directă, o armata Uniunii Europene nu există, deși s-a vorbit despre pregătirea unui nucleu militar. Asta e cel mai îngrijorător, de fapt. Îngrijorător e nu că noi suntem unde suntem, că, mă rog, suntem cam la locul care... demografic și ca resurse naturale, nu putem pretinde, cred că, mult mai mult. Mă
rog, ca număr de, ca populație, ar cam fi pe undeva, ca democrație, ar trebui, am putea fi importanți. Dar nu avem mașinăria aceea internă care să poată să tragă. Slabă. Deci noi, tradiția noastră a fost supraviețuirea individuală, nici măcar la nivel de familie acum. Adică cândva măcar se făcea la nivel de familie. De români sau de europeni? De români, dar trist pe undeva și îngrijorător e că și europenii încearcă să se deplasează încet în această direcție. Adică țări care aveau cândva o tradiție a cooperării și a agregării, tind să-și o piardă. Foarte puține și-o păstrat-o și printre cei care și-o păstrat-o e Germania. Germania a reușit să rămână coerentă, chiar în spatele unor idei destructive. Ei stau toți și trag cam în aceeași direcție. Abia acum încep să se întâmple niște lucruri, pentru că este destul de evident că direcția nu e grozavă. Dar alte țări mai mult se preocupă de lupta internă și de lupta între ele decât de cum merge barca cu totul. Și de aici influența majoră a Germaniei în politica europeană. În unele direcții pozitive, în alte direcții s-ar putea întâmpla să nu fost chiar grozave, dar pur și simplu nu a avut cine să le conteste. Da. Acum, mai nou, au început niște discuții cu Macron, care a încercat să mai schimbe niște lucruri pe aici pe acolo, dar și capabilitățile lui sunt limitate, pentru că el are problemele lui de ceva vreme cu cămășile galbene, cu vâsele galbene, pardon. În general, cu atitudinea față de piața muncii în Franța, probleme cu imigranții. Sunt lucruri destul de delicate și care, fiindcă veni vorba, asta e interesant că încep să se schimbe inclusiv la nivel de discurs oficial. Inclusiv în Olanda deja, în Germania de ceva vreme, în Austria am văzut că suntem scoși noi vinovați ca ei imigranți, deși ei erau cei cu care ziceau să fie porțile deschise. Deci, pe undeva este clar că ce trecea drept vacă sacră începe să fie dus încet încet spre abator. Niște lucruri nu mai țin. Și un lucru bun, pe undeva, că se ajunge măcar să se recunoască asta. Dezbatem la modul serios niște lucruri care trebuiau atacate mai ele mult. Ele dezbate de multă vreme. Chestiunea este că cei care se legau de ele, că pacele sacre aveau și ele grupurile lor care erau foarte strâns legate de ele și care susțin și acum. Și-au pierdut credibilitatea. Și ies încet din scena politică. Și atunci întrebarea este unde ne oprim? Care sunt vacile sacre? S-ar putea să fie mai multe decât pare la prima vedere. S-ar putea să fie greu de renunțat la ele. Alte vaci sacre în locul lor. Da, e posibil la un moment dat că să te ajute până la și vacile sacre rolul lor într-un fel să canalizeze, să zicem, opinia sau aspirațiile sau eforturile într-o direcție și să pună stop în alte direcții. Dar ele nu sunt universale. În momentul în care se schimbă condițiile, e posibil ca ce era cândva util să devină secundar. Nu știu, chiar destructiv. Am mai povestit noi de ce au pățit egiptenii la Pelesium, dacă nu mă înșel. Cu pisicile. Cu pisicile, exact. Pentru că ei venerau pisicile care mâncau șoareci, care altfel mâncau grânele, care aveau nevoie. Și perșii, aflând chestiunea asta, și-au pus pisici pe scuturi, care egiptenii s-au predat. În termen de strategie militară modernă, zice, au găsit o vulnerabilitate și au exploatat-o. Exact. E posibil. Care-i vulnerabilitatea cea mai mare pe care o are Europa în momentul ăsta? Uniunea Europeană. Europa în sensul de Uniunea Europeană. Întregul bloc occidental a scârțit din punctul de vedere. Și când începem să căutăm vulnerabilități, ajungem la asta multe. Sau poftim? Fragmentarea asta ar fi polarizarea în America. Fragmentarea și polarizarea, da. Ele pot fi pe undeva o problemă este faptul că fragmentarea și promovarea masivă a individualismului a devenit o valoare. Deci nu numai că nu s-a mai ținut un echilibru. Chiar s-a atacat agresiv orice idee de cooperare, mai ales la noi, orice ne spune, domnule, nici lucruri trebuie făcute împreună, începea cineva să urle, comunism. Cu foarte mult succes. Noi avem și o moștenire care... Exact, avem și o moștenire care... Ne mai doare, încă nu e închisă rana. Interesant e că a prins inclusiv în vest, în Uniunea Europeană, motivat mai ales, în primul rând, probabil de un mic accident istoric pe undeva.
sincronismul între căderea Uniunii Sovietice și succesul sau leadership-ul american cu Reagan Republican și englez. La vremea respectivă. Sau da, de centru-dreapta, să zicem, nu? Da, mă rog, aici e o chestie interesantă la americani. Partidele lei nu sunt atât de ideologizate cum sunt în Europa. Și la englezi același lucru. Deci, în general, în țările anglosaxone, cu sistemul Westminster, în care alegerile se fac cu first past the post, primul care are majoritate, cum avem noi la primar, cel care are mai multe voturi, acela câștigă, nu mai facem turul 2 și alte chestiuni. Asta obligă publicul să coopereze. Vrea, nu vrea, știe, nu știe, trebuie să coopereze dacă vrea să influențeze cât de cât mediul politic. Pur și simplu nu are opțiuni. Dacă nu sprijin pe cel care are șanse, votul tău este practic aruncat. Și într-un sistem first past the post, practic doar două partide au șanse acolo unde... Ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite și în Marea Britanie, oarecum. Ele nu sunt doar două, să nu simplificăm prea mult. În principiu, sistemul anglosaxon, care are specificitatea asta și este mult contestat ca fiind nedemocratic, insuficient democratic. Chiar n-ai de unde alege suficiente oferte. Da. N-ai de unde să alegi din cinci, alegi doar din alb și negru. Sau, exact. Mă rog, elefant și măgăruș. Chestiunea interesantă este că prea multe oferte s-ar putea mai mult să strice. Asta e valabil inclusiv la comercial, unde pe vremea când n-aveai decât două tipuri de pasă de dinți, luai una de acolo. Acum asta știuți o oră până... Ambaradul șoa, zice francezul. Dificultatea, încurcătura, nu știu ce să aleg. Da, e o povară cognitivă, necesitatea de a alege într-o asemenea masă. Așa că lumea practic nici mai alege. Asta e chestia interesantă. Ai ofertă, sigur. De-aia mai capă de telefon. Aș zice, dacă mă uit la situația politică din România actuală, ele par să fie multe, dar dacă te uiți mai cu atenție, vezi că de fapt nu e un spectru acolo, sunt niște etichete pe două jumătăți, pe două categorii mari, ca și cum ar fi două federații de grupări politice, pentru că unii se bat tare pe partea naționalist-populistă și încearcă să tragă voturi unii de la alții, că e o zonă importantă acolo, și în partea aialaltă iarăși mai mic, mai poate nu sunt neapărat 50-50 cele două jumătăți. Aș zice că ceea ce funcționează la noi ca partide politice individualizate, cu lideri, cu sigle, cu nume diferite, de fapt la même jeanet tot rămân coafe. Chestia interesantă. Avem și noi tot două, de fapt, cumva. Nu, cred că nici măcar cumva, două. Două zone, chestia interesantă poli. Că e posibil că nici măcar să prea conteze de fapt ce să alege. Să se întâmple cam același lucru, doar radical. Se schimbă alte măști, aceeași piesă. Chestia interesantă e că e o concluzie teoretică. Să fie clar, nu subscriu la nu subscriu la punctul ăsta de vedere, dar vorbim de situația nu, din România. Eu vreau să ajung la... Văd lucrări. Cel puțin două tabere, două zone. Eu vreau să ajung la o parte științifică. Și anume la teoria modului în care se alege, modul în care se aleg liderii. Și sunt două mari teorii, să zicem, în această direcție. Una ar fi al interesului de grup. Formăm grupuri, reușim să negociem între noi cam ce vrem și promovăm acel grup. De aici vine numele de partid, din mai vechiul partidă. Da. Partidele boierești care țineau partea cuiva. Da. Interes, urmăreau niște interese. Varianta a doua teorie politică de mare succes și care stă în mare parte la baza construcției europene, în primul rând, este cea care se numește public choice și care este o deviație din teorii economice. Pentru că același lucru se întâmplă și în economie. În economie, iarăși, putem construi lucruri. Cum facem economia? Aici sunt ceva mai multe opțiuni. Este o zonă mai largă, să spunem. Dar pentru un stat democratic civilizat, ar fi varianta în care construim în interesul comun, în primul rând, încă să avem grijă să construim ceva ce
ne va ajuta pe toți și permițând inițiative acolo unde se poate și poate fi util. Aici trebuie să echilibru la exact. Zona cât mai aproape de zona optim. De echilibru. Pentru că dacă strâng prea tare pentru interesul comun, descurajez inițiativa pe cei care își asumă riscul, antreprenorii care da, cei care și acum e o problemă, s-ar putea întâmpla să descurajezi ceva inutil. Adică antreprenorul... Da, bun, aici ne ducem în discuția filozofică din piața de servicii și bunuri, ce e util și ce e inutil. Care e funcția de utilitate. Da, câte sortimente de făină trebuie să avem. Sau și tocmai din cauza că aici e o complicație. Nu e o problemă atât filozofică cât politică și foarte importantă, pentru că, până la urmă, politica este arta de a ne organiza. Tehnica, ca cum vrem. Când ne organizăm, că suntem o familie, că suntem o scară de bloc, că suntem o țară sau un continent, coordonarea se face prin politică. Și politici sunt de mai multe feluri. Iar odată cu succesul vizibil de scenă, odată cu căderea Uniunii Sovietice, a avut mare vizibilitate, ce era promovat de liderii, până la urmă, blocului occidental, de americani, cât de Ronald Reagan, la acel moment, ceea ce se numește numit mai mult de critici neoliberalism. Puțin în lume le cunoaște că ar fi neoliberal. Dar e ceva care e vizibil, definibil, poate fi găsit că există un tip de organizare care este descrisă bine de asta, indiferent dacă cei care sunt prinși acolo nu recunosc și spun că, domnule, noi facem doar niște reguli și sunt niște chestiuni care vin cumva... Natural. Da, chiar obligatoriu din modul lucrurilor, din modul de așeza, numai așa se face. Și o specificitate a acestui neoliberalism este individualismul. Fiecare e pentru el, împreună nu prea există. E celebră butada lui Thatcher care spunea societatea nu există. Și a venit cu ideea decuplării adică statului din... e justificat individualismul ăsta prin egoismul născut de instinctul sigur. De supraviețuire până la sigur, urmă. Nu, nu. Deci în vedere personal, de înțeles, sigur. Intuitiv ai trage pe turtală. Copilul mic este foarte individualist. A mea, nu împrăști cu nimeni. Și se face mult efort pe acea socializare grădiniță că joacă-te și cu vecinul tău și chestiuni de genul. Pe de altă parte, suntem ființe sociale. Exact, suntem ființe sociale. Funcționăm bine exact, având ajutor de la alții. Printr-un echilibru, cum spuneam. Deci, nu funcționăm nici grozav în momentul în care suntem toți fix în aceeași, prinși în aceeași matrice. De asta n-a funcționat comunismul. Care nu prea era comunism. Era, până la urmă, tot un fel de capitalism, un capitalism de stat. Ba, e bine să fim în aceeași matrice, cu condiția să fie o matrice asumată benevol de toți, pentru că îi înțeleg rostul, dar forțarea... Și care nu cred că ar fi o idee bună. O matrice mai flexibilă. N-avem un cuvânt pentru o matrice mai maleabilă. S-a tot încercat crearea omului nou, care să fie el acolo în matrice. A încercat-o și creștinismul, a încercat-o și socialismul, nu prea a ieșit. Trebuie umblat la genetică, dacă vrea cineva un om nou, trebuie să-l transforme. Nu știu dacă genetică sau cultură. Într-un fel de albinuțe, de furnicuțe, care să-și facă rolul de roboțel. Da, ideea că ne este mult mai greu decât pare la prima vedere, pentru că, până la urmă, asta e, am evoluat într-un context acum și eu sute de mii de ani, nu ne schimbăm fundamental, să spunem, de pe zi pe alta. Poate în timp, foarte greu, cu selecție, cu fel sau altul, în generații. Plus că, cum spuneam, nu e obligatoriu să genezi, s-ar putea să fie cultural. Dacă este cultural, poate fi schimbat ceva mai repede. Dar tot nu foarte repede, pentru că și cultura are o inerție imensă. Da, și profunzimea schimbării culturale e mult mai mică, pentru că dacă intervine ceva în cultura, în civilizația respectivă, ceva major care se producă rupturi cataclismice, revin comportamentele atavice de supraviețuire și s-ar putea de să dispară. Deci asta nu e ceva rău, asta e ceva bun, pentru că dacă ce ai făcut cultura, ce tip de civilizație ai dezvoltat nu face față, riscă să ducă la extincție, înseamnă că nu era adaptată. Mai bine să dispară cultura aceea decât să dispară... Este un caz faimos, mai știu, pe la 1800, 1900 și ceva, în Franța, meduza, corabia meduza, cu pluta meduzii, cu canibalismul, cu... Nu, a fost o corabie care era și un tablou faimos.
O corabie, nu apăruse sistemele de radiocomunicații. Undeva, cred că în Mediterana, se ciocnise de niște stânci prinse într-o furtună. Au murit mulți înnecați, au rămas niște resturi din lemnele, din epava aia, au încropit unii o plută și pluteau în derivă, nu foarte departe de țărmul francez. Și s-a ajuns acolo supraviețuitori după acea plută încropită, pluta Meduza, Meduzei, că așa se chema corabia. După câteva zile de răbdat de foame și sete, că nu poți să bei apă sărată din Mediterana, îți faci praf, rinichii, blochezi tot. S-au ajuns să se mănânce între ei. Muribunzii ajunseseră să fie consumați de către cei care mai sperau. Adică s-a sărit la niște chestii primitive. Nu te gândi că în secolul XIX... Se despraviețuire până la urmă. Exact. Asta spune. Situații extreme, factorul cultural s-a terminat. Cultural sunt inacceptabile. Chestia interesantă că nu sunt interzise legal. Că mulți au făcut scandal să dăm o judecată. Nu, pe ce vrează? Deci legea nu interzice. Pentru că sunt chestiuni atât de ieșite din cultură, încât nu e cazul, decât dacă se vine într-o situație de disperare. Dacă se vine într-o situație de disperare, nu are sens să interzici ceva. Și e ceva relativ comun. Un alt exemplu celebru e cu avionul de sportiv care a căzut în Anzi. Nu și care tot așa au ajuns la canibalism. Într-o supraviețuire în aceeași similare. Da, da. Sau un caz celebru în vestul american, Partida Donner se numește, deci s-au gândit că se de mai se găsesc alt drum de ajuns spre California și au angajat niște călăuze care nu fusese niciodată pe acolo, erau niște șmecheri care câștigau și ei bani din chestiunea asta, echipă călind pește, și s-au dus pe acolo și au prins iarna, nici măcar nu erau chiar foarte departe de ceva, dar traversau probabil stâncoșii, nu? Sau unde? Traversau stâncoșii. Da, așa, acolo era zona cea mai dificilă. Și așa, au ajuns la canibalism. S-au făcut filme și cu avionul și cu Partida Donner. Sunt filme chiar interesante. Pentru că asta e situația, adică până la urmă contează supraviețuirea. Și asta e un lucru interesant. Că unii au început să încerce să vadă dacă influențele culturale nu sunt vizibile, legate și de mediul înconjurător și cum eventual se deplasează acestea într-o direcție sau alta. Cea mai celebră reformă în acest sens este așa numită hartă culturală Engelhardt-Welzel, care folosind sondaje, sunt niște sondaje la nivel mondial în DGSC, care au separat culturi pe două axe. Axa orizontală este de supraviețuire în stânga și autoexprimare în dreapta. Axa verticală este valori tradiționale în stânga spre valori seculare față de valori seculare. Nu mi se pare fericit semnul secular, zice valori raționale ar fi mai potrivit în sus. Și da, ca și cum ar fi în poziție că tradiționalul automat ar fi de înțeles că tradiționalul automat nerațional sau insuficient rațional? Nu. Tipul de rațiune gândire este rațională. Modul de transmisie, deci ce diferă e modul de a transmite să zicem perspectiva. Modul ce aș spune că s-a potrivit, probabil asta și susie secular. Modul rațional ajungem să înțelegem cum merg lucrurile și să ne adaptăm încât să le manipulăm în sensul în care dorim noi. În sensul tradițional facem așa pentru că așa spune tradiția. Și faptul că tradiția există indică faptul că ceva acolo este funcțional. Pentru că culturile care au avut tradiții complet dezadaptate, pur și simplu au dispărut. Adică dacă te apuci să-ți arunci fetele în vulcan, dispare tribul cu totul, nu e să salvezi. La un moment dat, da. E posibil, sigur, prin transmisia prin tradițional să se păstreze și elemente, să spunem, nu neapărat productive, dar nu foarte negative. Dar care nici nu afectează, nu duc la extinție acolo. Sau la... Și
e tipic, să spunem, culturilor care nu se descurcă. Deci ca să ajungi la nivelul rațional, ai nevoie de capacitatea de a examina, de a discuta, de a vedea toate fețele, încât să te apropii cât mai aproape de cum este realitatea. Să creezi un model al realității cât mai fidel. Exact, cât mai fidel și să înțelegi și să fii capabil să deplasezi, să-ți modifici comportamentul folosind, exploatând ce ai învățat pentru a obține ce vrei să obții de acolo. Și putem vedea, asta e un lucru destul de interesant, că inclusiv avantajele economice, inclusiv rezultatele testelor PISA, se racordează destul de interesant la harta asta. În sensul că statele din colțul, să spunem, modul în care, poziția inițială, zic eu, din care s-a pornit în etapa mai primitivă, poate chiar preistorică, este undeva din colțul de stânga jos, din cauza că acolo s-au filtrat, să spunem, tipurile de tradiții adaptate mediului. Ceea ce n-a fost adaptat, multe triburi care apar inclusiv în istoria veche, au dispărut pentru că, într-un fel sau altul, nu se puteau adapta mediului. Faptul că acelea au rezistat înseamnă că ele cumva făceau ceva care le permitea să supraviețuiască. Bine, rău, dar supraviețuiau. Găsiseră cumva nișa și metodele prin care să scoată la capăt cu... Da, și nu neapărat înțelegând neapărat ceva, poate chiar prin întâmplare. Adică multe tipuri de comportamente poate au fost toate... De genul, tribul meu sparge ouul la capul ascuțit, tribul tău sparge la capul obsus. Și devine o tradiție, nu facem altfel, chiar ne luptăm între noi. Probabil că recunoașteți de unde vine din aventurile lui Gulliver. Gulliver ajunge în Liliput, care era în război cu regatul de alături, Brobdingnag, parcă, sau Blefuscu, nu mai știu. Apropo de capătul în care trebuie spart oul. Și, mă rog, Gulliver îi ajută să câștige războiul mergând și confiscând, practic, flota inamică și, mă rog, mulțime de aventuri de aici. Un tip de, să spunem, tradiție ajunge să devină dogmă și vacă sfântă, dar care nu are neapărat o influență semnificativă asupra. Ei, altele s-ar putea să fie mai semnificative. Ei, triburile, culturile care aveau... Cum era și cu cultul cargo, să zicem. Da. Un exemplu de o tradiție a apărut cumva într-un fel. Iar o tradiție care probabil nu afecta foarte mult. Nu știu dacă ei nu mai își culegeau bananele din cauza că făceau antrenament. Dar alte tipuri de tradiții pot fi chiar destructive. Cele triburile care au adoptat tradiții destructive pur și simplu au dispărut. Tind să dispară. Deci nici nu mai știm de ele. Faptul că există acele populații acolo, spune că tipul lor de tradiție, cum o fi, chiar dacă ni se pare absurdă, cu bărbatul care are harem, că nu contează. A funcționat. A permis supraviețuirea în niște condiții în care tip de comportament care nu ni se pare obligatoriu, civilizat, pur și simplu nu ar fi putut să reziste. Da, dar e posibil ca dacă se schimbă suficient de mult părți din context. Poate, da, sigur. În alte să contexte, nu mai corespundă tradițiile și se ducă la... E posibil, dar populația care a existat în istoria s-a schimbat mult. Chiar în perioada istorică, care avem o idee ce s-a întâmplat, au fost schimbări majore. Ce a rezistat atât timp acolo, probabil că este cât de cât, să spunem, rezilient. Asta pentru axa verticală, apropo de cum anume ne ghidăm. Deci ne ghidăm după tradiții sau ne ghidăm pe axa verticală, în măsură ce urcăm în sus, ne ghidăm după știință, practic. Aflăm ceva prin știință, cam cum sunt și putem să manipulăm eventual. Nu neapărat tot ce am dorit. Ar putea fi citit axa verticală ca o axă a convingerilor jos, a convingerilor moștenite, așa le-am primit. Da, așa jos, da, tradiții. Deci cum știi ce faci? Așa fac pentru că așa am făcut tot timpul tribul meu? A convingerilor bogândite, că... le-am studiat și am tras concluzia că asta exact, e... Exact, și funcționează așa, deci... Și ce avem acolo? Era interesant de văzut ce culturi se găsesc în zona galben, verzui, dreapta sus. Colțul din dreapta sus. Da, ne uităm la axa orizontală.
Este despre supraviețuire versus față de autoexpresie, autoexprimare. Valori de supraviețuire versus valori de autoexprimare destul de abstract, sunt așa. Da, da, da. De asta tot încerc și eu să înțeleg cumva cam ce este și să traduc cam cum înțeleg eu. S-ar putea să greșesc. Dacă ești un sociolog care a studiat, a mănunțit această problemă, pentru că nu e meseria mea, evident, aș fi foarte bucuros să ne explice dacă cumva greșim mult. Poate înțelegem mai bine lucruri care par destul de importante pe undeva. Eu cred că există undeva în aparatul metodologic al realizării acestui grafic, până la urmă, un grafic în care se explică, se definesc termenii folosiți. Da, problema mare cu înțelege... multe chestiuni științifice sunt scrise într-un jargon greu accesibil. Și atunci citim, încercăm să înțelegem cât putem și noi și popularizăm, să vulgarizăm. Da, adică... nu prea avem cum afla cumva și dacă sunt lucruri interesante, că să stea să prindă praf undeva într-o bibliotecă, nu știu dacă e foarte util cuiva. Adică chestiunea asta, hai să facem cercetare, dar cu cercetare că am publicat lucrări acolo, avem la index și ne avansează, nu-i neapărat ceva foarte... pe axa orizontală, deci partea de supraviețuire este conectată mai mult de modul în care ne organizăm. Nu ca reguli, ci ca, să zicem, atitudine. Supraviețuirea în condiții grele, singura variantă este unirea. Toți stăm în jurul steagului. Monolitic, bun. Organizare deci, apărăm, e monolitică. Steagul aici ne apărăm și facem toți împreună același lucru. Nu face nimeni glume. Pentru că noi ne putem permite. Cumva, avem nevoie de toți. E cumva o axă între individualism în dreapta, autoexprimarea și individualism comunitarism în stânga, exact, undeva. Exact. Deci în partea stânga ar fi un comunitarism în sensul că facem toți la fel. În dreapta lăsăm. Ne vedem de treaba noastră. Ne vedem de treaba noastră, dar depinde acum, asta nu înseamnă neapărat individualism complet. Pentru că nu poți să reziști dacă... Păi cum s-ar interpreta? Self-expression, autoexprimare. Exact. Deci, dusă la extrem, ce este autoexprimare dusă la extrem? Fac ce cred eu. Vreau asta, cred asta. Da, da. Deci, dacă ne uităm strict pe direcția asta, așa ar fi. Dar într-o asemenea postură, n-ai cum să reziști pentru că nu ai suficientă putere. Unirea face puterea și în caz de amenințări ai nevoie de toți ceilalți. Da, dar iar așa. Deci e nevoie de ceva care să permită... diferit, dacă exact, ceva ce am găsit în termen acum vreo două emisiuni, acel ghibuș de la evrei. Poate găsim alt termen. Nu sună prea bine, trebuie să recunosc. Dacă are cineva alt cuvânt, am fi foarte bucuros să ne sugereze. Ghibuș, adică împacă ambele extremele acestei axe. Sau permite... În sensul utilizarea... că împreună, deci suma este mai mult decât suma părților. Adică, adică nu se obține joc cu sumă nulă, că asta e un lucru foarte interesant. Pot să concurez cu tine dacă avem același tip de business pe aceeași piață, că suntem într-o piață concurențială, dar dacă vine un atac din exterior, vin la tine, hai să ne apărăm de... S-ar putea întâmpla să ajutăm și pe piața aia concurențială. S-ar putea să, în loc să zic, domnule, te omor ca să fiu doar eu. Păi, intră, da, discuție. Când apare un terț care ne afectează pe amândoi, s-ar putea să ne coalizăm. Exact. Sau s-ar putea să fie mai eficient. Pentru că ce diferă pe undeva, apropo de deplasarea pe această axă, este tipul de joc care este posibil. În general, acel colțul din stânga al agregării este oarecum specific situațiilor în care avem joc cu sumă nulă. Deci atâta mâncare, atâta pământ produce căldura noastră. Asta e toată prăjitura. Asta e toată Dacă prăjitura. Dacă iau eu 3 sferturi, n-ai cum să iei mai mult exact. De un sfert. Și atunci ceilalți care nu au se coalizează și îl desfințează pe cel care încearcă să tragă pe torta lui și măcar ideea de a fi diferit dispare din punctul de vedere. Deci pur și simplu nu-i... Deplasarea spre partea dreaptă, spre expresie, este specifică situațiilor în care sunt găsite, deschise, nișe în care sunt posibile jocuri cu sumă pozitivă. În care dacă cooperăm, creșterea mai mare.
Și atunci, cooperând, avem fiecare prăjitura mare. Dacă nu cooperăm, amândoi avem prăjitura mică. Chiar dacă am câștigat, chiar dacă... Mă rog, dacă am câștigat prima oară, s-ar putea întâmpla să fie mai mult la mine pentru că am mâncat toată prăjitura, dar a doua oară nu mai pot câștiga pentru că nu o să mă mai ajută să cineva o să tragă preșul de sub picioare ca să ia prăjitura. Și în felul ăsta ne tragem unul altuia preșul de sub picioare până când ajungem la nimic. Sau în limbaj mai de stradă, așa, ne țepuim reciproc până putem țepui sau învățăm ceva din asta și ne cumințim că este o ripostă tot la timpul. La nivel de banc, pentru că dacă să ne uităm unde suntem noi suntem undeva. Da, voiam aici. Să vedem zonele. Noi suntem la limita inferioară, să spunem, a zonei care poate fi considerată europene, pentru că zic eu, Georgia, nu știu dacă putem să o considerăm aici. Și probabil că am fost și mai jos și este iarăși explicabil prin capcanele istoriei de care am vorbit în episod precedent. Supraviețuirea într-o zonă cu resurse limitate nu permitea decât jocul sumănulă, cam atâtea oi poți crește acolo. Și atunci nu am avut o tradiție neapărat a cooperării, hai că vină și tu că mulțim de trei ori numărul de oi, pentru că nu au ce pașe. Și atunci avem tradiția. Cumva îmi pare mie că această cooperare, dacă e bine făcută, duce inevitabil și la o expansiune. Da, și trebuie să ai multe moduri. Teritorială, peste vecini, totdeauna. Teritorială sau culturală, dacă ai culturală. Deci există un număr de direcții posibile, să spunem. Dar în perioada despre care vorbim, a etnogenezei, nu erau multe posibilități. Teritorial eram limitați de puteri mult mai capabile militar, în general legate de călăriții din stepă care aveau, să spunem, un atu față de cei care încercau să apere pe loc. Au fost opriți practic doar după ce a început să apară zona construcției de cetăți de piatră, ceea ce a durat ceva și iarăși a necesitat societăți capabile să coopereze să construiască acele cetăți de piatră, noi nefiind evident în acea zonă. Și practic am fost limitați la acest tip și numai noi. Deci toate culturile în această zonă, zona africană, zona cu populație, cu o creștere masivă a populației legată de faptul că erau multe resurse. E ușor să crească populația când e banală din pom, nu ai nevoie de a lega mult după ea. S-au agregat în general, deci au pornit din această zonă a rezistenței împreună, fără să permită măcar deviații. Pe de altă parte, deviațiile sunt exact cele care permit explorarea de zone către care te poți dezvolta. N-ai de unde să știi dacă nu poate fi în alt joc, dacă cineva nu cercetează acolo și dacă nu poate transmite cercetarea, dacă pe undeva alt restul grupului, comunității, nu poate să preia ideea aceea nouă. Ceea ce chestiune dezvoltată relativ recent în timp, la nivelul culturii cucuteni, foarte interesant acolo, cum fix același tip de vas a fost construit, făcut sute secole întregi, dacă nu milenii. Fix la fel, fără niciun fel de modificare. Nu aveau nici... deci probabil nici nu aveau noțiunea că se poate face altcumva. Aici e o discuție despre necesitatea inovației, inovării. Și utilitatea ei. Păi, utilitatea poate deveni necesitate la un moment dat. Da, poate fi necesitate în momentul schimbării condițiilor. Și cultura cucuteni a dispărut pentru că nu a reușit să adapteze noile condițiilor când au venit războinice iamna. S-au schimbat și clima, probabil nu a mai fost eficient în modul lor de cultură agricolă și au fost înlocuită de populații care au ajuns până la urmă la daci. Dar ce e interesant e că putem vedea aici cum au evoluat cei din zona, să spunem, care o vedem noi ca fiind atractivă sau de interes. Nordul Europei. Colțul din dreapta sus, Europa în general protestantă, cu Danemarca, Suedia și Norvegia. Nu știu dacă e neapărat legat de protestant, adică nu ajungi acolo prin faptul că ești protestant ajungi performant economic. Poate chiar un pic invers. Deci posibil chiar creșterea protestantismului s-a fost ajutată de această idee a auto-exprimării.
Să fie rezultatul, nu cauza. Exact, exact. Efectul, el, nu cauza. Învățați, având cultură, alfabetizați, au putut să citească, e și o influență probabil a apariției tiparului, și erau încurajați chiar să citească, să înțeleagă singur ce era acolo și au constatat la un moment dat că nu se potrivește ce scrie în Cartea Sfântă cu ce propovăduiește unul sau altul. Și atunci au încercat, au început să spună ceva nu e în regulă, hai să schimbăm și s-au numit protestanți. Ceea ce a dus până la urmă la schimbarea și a Bisericii Catolice, care a fost obligată practic pentru a supraviețui să se adapteze, a apărut contrareforma, prin care a renunțat și Biserica Catolică la multe tradiții neadaptate și a devenit mai dinamică, mai aproape de căutarea adevărului. Deci s-a reinventat, dar e mult spus, poate în urma unor necesități, de data asta culturale. Da, deci ca să supraviețuiască, deci pe undeva a urcat așa pe latura aceea valorilor seculare, s-au secularizat, putem să spunem. Pusă de vedere. Da, e mult spus. E mult spus, de asta am spus, nu e termenul potrivit, dar au adaptat că așa... S-au dus spre jumătatea. Exact. Și avem aici cu albastru zona catolică europeană, care iarăși a urcat în sus, pentru că, în general, culturile au probabil o evoluție din partea din stânga jos și undeva în sus și apoi spre dreapta. Deci direcția nu merge neapărat direct. Nu poți ajunge în zona asta de auto-exprimare a valorilor performant cât timp acele valori nu sunt racordate la ceva funcțional. Și acel ceva funcțional pe termen scurt e doar această rațiune și știință care înțelege cum sunt lucrurile. Și în general evoluția este verticală întâi jos și apoi se deplasează spre dreapta. Deplasarea spre dreapta nu însemnând pierderea valorilor utile, inclusiv acelea a cooperării. Pentru că chiar observam, am zis de câteva ori de legea lui Iante. Olanda, unde e? Pentru că nu văd aici detalii. E în aceeași zonă, în aceeași bulă, Elveția, să spunem, da? Da. Cum se leagă cu faimoasa toleranță olandeză, pentru că sunt considerați poate chiar cei mai toleranți din... Păi nu, dar sunt foarte toleranți, doar că îți spun pe față. Tocmai. Lucrurile. Aici aia e una toleranță, aia. Zic exact. Toleranță, inclusiv cea reputată că permit consumul de droguri ușoare, nu că lumea știe că te duci în Olanda să... E un efect, deci acea... consum cannabis. Acea, să zicem, exprimare directă este pe urmă un efect al deplasării pe verticală pe această axă. Am înțeles rostul feedback-ului, da? În momentul în care te atașezi de valori raționale, valorile raționale necesită obligatoriu, ca pentru a fi funcționale, comunicare eficientă. Care înseamnă că dacă vezi că ceva este altfel decât știi că ar fi, trebuie să ridici un semnal de alarmă că trebuie examinat. Valorile în partea de jos, unde este de bază acea valoare de supraviețuire, nu îți poți permite nici măcar să respingi pună cineva orice să pună semnul întrebării, pentru că îți atacă ființa ta. Miezul. Nu mai e ce apăra, exact. Deci odată cu deplasarea în sus spre zona secular, rațională, cum să-i spunem, e necesară pentru a te deplasa și invers, este suportată de faptul că obții succes. Deci prin deplasarea în sus, practic extinzi jocul spre jocuri cu sumă nenulă. Și cu sumă pozitivă. Pentru că explorezi, ai resurse noi din faptul că ai aflat lucruri noi. Înțeleg din graficul respectiv că și noi suntem pe un trend natural crescător. Nu, din păcate, noi suntem de ceva vreme de când se face graficul ăsta pe un trend descrescător. Eram cândva cam în zona asta, cam unde e Bulgaria, și am coborât aici. Ce înseamnă? În ce interval de timp? De cât timp se fac? 10 ani, ceva de genul. Cred că găsim un filmuleț despre cum au evoluat aceste zone. Mă gândesc că în zona asta, fără să mă pricep, în cercetarea sociologică... Aici suntem noi, în 97, da. 99, 2001, 2003, 2004, 2005... Coboară și ceilalți, cum se vede, dar noi reușim să fim campioni. Și aici eram în 2014. Ultimul grafic e de anul trecut, dar nu apare în acest filmuleț. 10 ani s-ar putea să fie relativ puțin sociologic. E deja 15,
15 ani, chiar 20. S-ar putea să nu exprime decât niște fluctuații date... coerente, toate în aceeași direcție? Zic eu că da, mai nu mult, știu, dar nu știu, dacă eu încerc adică să... dacă descoperim ceva care așa ne arată încerc să nu fiu prea pesimist. Nu cred că pesimismul e ideea bună, adică dacă vedem ceva... Ar trebui să reacționăm, să reparăm ce nu merge. Dacă direcția e potrivită, dacă considerăm că asta e bine, că ne coborăm înapoi spre nivelele acelea, nu știu dacă ne zicem primitive, funcționale anterioare, într-un context. Anterioare. Așa? Te spune că e bine așa, că așa e tradiția nu noastră. Lăsăm în pace. Nu vrem mai mult, dacă vrem mai mult pe de altă parte. Dar cred că suntem și aici împărțiți în două tabere. Unii care vrem altfel, unii care vrem într-acolo. Nu știu care e... Evident că nu e toată lumea proporționalitatea acolo. Nu e proporționalitatea, e vorba de încotro trag cei care... care pot face ceva. Pentru că, sigur, nu a devenit brusc tribul... Cine sunt cei care pot face ceva? Aveam noi o dispută pe Facebook că școala ar putea fi o verigă care să facă ceva. Nu dar numai școala, chiar... Cine e școala? Școala pe la noi tot un rezultat. Păi tot tocmai, un rezultat de aici. Tocmai. Școala e un rezultat și atunci cine e acel sau ce grup sau ce componentă a societății românești ar putea să mobilizeze, să stimuleze. Depinde în ce parte vezi direcția de dezvoltare. De exemplu, aș fi tentat să spun iarăși politicienii, dar politicienii și ei sunt o reflexie. Și oricum dacă îi schimbi, sunt la același atunci lucru. Unde deci, ce anume împinge, să spunem, depinde de direcția în care poate fi dezvoltat acel joc cu sumă pozitivă. Dacă, de exemplu, ai teritorii, așa au ajuns Statele Unite, de exemplu, le vedem aici. Într-o zonă destul de interesantă, adică ei s-au dezvoltat self-expression fără să evolueze foarte mult pe partea de rațiune. Pentru că au avut la dispoziție teren. În momentul în care ai teren, se segmentează geografic, acolo ai nevoie de cuceritori, oameni care să lupte, să țină la, să spunem, să știe să-și creeze comunități solide, care să reziste cu indieni sau cu cine se mai bată acolo, chiar dacă nu sunt neapărat extraordinar de inteligente, de unde mulți zică, domnule, ce americani nu sunt așa de obișteți. Dar ei pe axa verticală par foarte aproape din mijloc, adică sunt un fel de echilibru aproape... Deși la nivel economic sunt la un nivel foarte înalt. Da, par... Pentru că ei s-au dezvoltat, au avut oportunitatea, să spunem. De echilibru optim între tradițional optim. Și... Deci poziția, să zicem, unei culturi pe, în spectru cultural, este unde au ecosistemul care îl poate susține. Iar americanii în general, nu numai americani, ce te vedea America de Sud, care este aici undeva, adică chiar foarte jos, foarte tradiționaliști, dar totuși cu foarte multă autoexpresie. Pentru că au avut același context, teren, teritoriu în care se expandeze în urma, mă rog, depopularii americilor. Deci nu era nevoie neapărat să fii rațional, puteai să faci jocul cu sumă pozitivă, devenea pur și simplu mergând și făcând o plantație. Da, nu e nevoie să faci mare lucru. Apropo de America de Sud, sigur, asta e o discuție pentru cu altă ocazie, să vedem ce se întâmplă. Avem un experiment interesant politic, social, economic în America de cu Sud, proaspăt declanșat cu, nu cu Venezuela, cu Argentina. Și-au ales acel președinte mai exotic, așa, mai radical în promisiune. Nu, mi se pare absurd să aleagă o țară mare din ziua de astăzi, să aleagă un președinte a cărui consilier este un câine foarte iubit de el și care a murit de ceva vreme. S-ar putea să fie ceva miștocări ala. Nu, m-am uitat, chiar așa este. A comandat America câteva clone. Dar în ce sens îl poate consilia un câine? Cum chiar comunică? Nu contează. E vizibil aici poziția Americii Latine pe această poziție în care contează să fii diferit, să eu te chiar sunt curios cum va merge experimentul Milei, să-i zicem așa. Da. Să nu schimbe mare lucru. Care el este economist la bază. Deci e un om cu calificare economică. De unde putem să punem întrebarea în ce măsură economia este în sine ceva care poate fi considerat suficient de solid ca să fie o ancoră, o discuție importantă care poate să o avem cândva. Dar ideea e că noi nu avem oportunitatea acestei expansiuni geografice. Sau, mă rog, poate am avut-o. Emigrarea de la noi, asta a făcut. Deci,
au emigrat foarte mult după Revoluție, în căutarea unor alte zone. Deci ne-am expandat geografic, ocupând alte nișe geografice. Fiind, dacă nu mă înșel, țara europeană cu cei mai mulți emigranți. Da. 3-4 milioane, cred, pe acolo, pe undeva. E discutabil dacă e bine sau rău, iarăși o discuție interesantă, dar pentru ce avem aici, nu avem oportunitatea aceasta, oportunitatea dezvoltării în spațiu, în teritoriu. Deci cam singura oportunitate de creștere a, să zicem, câștigurilor. Ar fi pe un fel de verticală a productivității, a dezvoltării de noi abilități economice, culturale, să spunem. Legat de transformarea în eventual hub energetic nuclear, ar fi o posibilitate. Okay. Deci asta înseamnă că noi avem nevoie, dacă vrem să mișcăm înapoi în sus, pentru că ne-am coborât, sună urât, ne ridicase destul de sus după eforturi, începând de la 48, au fost făcute o mulțime de eforturi de a fi ridicați de unde eram, pentru că eram foarte jos și noi și bulgari, dar au fost eforturi făcute de o mulțime de patrioți care și-au pus averile și viața la dispoziția țării pentru a ridica țara cu totul și ne-a ridicat undeva destul de sus pe această axă. Nu mai face nimeni acel efort, cumva ne trebuie motivația de a face efortul în direcția respectivă și direcția naturală nu e spre avansare, ci spre coborâre înapoi spre zona de minimă rezistență, pentru că aceea e zona care reziști, pentru că te vezi amenințat, cei care cresc în jurul tău devin amenințări. Și atunci ne adunăm în jurul valorilor tradiționale, noi așa am făcut tot timpul, așa mergem în continuare, măcar să supraviețuim, măcar o parte din noi, chiar dacă nu o să ducem chiar așa de grozav. Alternativa este... Ne retragem în cetate, cum ar veni, și stăm pe baricade. În care, sigur, nu o să fie grozav, că resursele o să fie puține, dar va supraviețui ceva. Alternativa este să încercăm să ne expandăm pe acea direcție verticală. Și pe acea direcție verticală e locul în care pot să contribuie cei care au sau ar trebui să aibă pregătire în această direcție, cei din clasa intelectuală. De asta tot spun că profesorii ar fi probabil primii din această linie, care ar putea trage în această direcție, ridicându-se în primul rând pe ei și ridicând și pe ceilalți din jur, dacă vor putea. Chestiuni grele de discutat, mai vedem și data viitoare. Vă rugăm, trimiteți-ne idei, observații, critici, orice vreți, pentru că încercăm să ne apropiem de ce interesează pe cât mai mulți din noi. Mulțumim, la revedere! Toate bune!